ce e acolo? Flori pentru mine? Bună aventurieri, bine ați venit la un nou vlog. Suntem în magazinul chitățesc. Ca de obicei nu ne-am luat coș, am zis că nu luăm nimic, 2-3 cărți de colorat, dar încep să se umple mâinile. Și Bebe are aici ceva. Bebe, ce e acolo? Cărți de colorat și carioci. Până la urmă ne-am hotărât să luăm un coș, ca să nu mă umblăm cu lucrurile în mână. Da, mami, sunt multe flori? Foarte, foarte multe flori. Multe! Toate modelele posibile de plastic. Ne pregătim de Halloween? Andreea! Ne pregătim de Halloween! Ia uite de costume și arme și dinți de vampir și sânge și tot ce e de groază pentru Halloween. Blood! Ia uite ce avem. Ah, uite, de Candyman. Leu, ce s-a asta? Filmul Candyman. Leu, să spui cuie în față. Și măști. Serios. Hai să-mi pun și eu, uite, ventiță cu foarfecă în cap. Dacă ți-ai luat eticheta, poate fi mai scary. Da. Nu, pun peltă, dar să fiu și mai scary. Trick or treat or not? Trick or treat or not? Not. Ne da sau nu ne da? Nu. Păianjeni. La box. Cine vrea păianjeni? Aaaa, Andreas! Ții mă-nchii. Ia uite ce ține în spatele ăsta. Oh, nu! Oh my God! Andreas, ce vrei să-mi faci? Oh, no! Ce vrei să faci? Am fugit! Am fugit! Oh, nu! Gata, din nou la drum, am terminat cumpărăturile la chinezii, mi-am mai luat o cutie de plastic, dar de data aceasta cu un scop precis. Vreau să pun rochițele de vară în ea. Și Andreea și-a luat un puzzle cu dinozauri, deja trebuie să trecem la puzzle-ul de 100, 200, 300 de piese. Am luat două folii, una neagră, una portocalie, fumate, dar cu scribici, poate facem ceva de Halloween. Caie de matematică, dar cu mașinuțe pe margine, ca să-i placă lui Nicolas. Cărți de colorat cu Paw Patrol, cu animale, cu Baby Shark, o carte cu litere. Și am găsit niște carioci interesante, metalice, de la Carioca și unele pastel. Și cam atât. Și punguțe cu zip, cu fermoar, care se închide hermetic pentru mine, toate mărimile posibile. Acestea au fost cumpărăturile. Mergem mai departe. Andreas, ți-ai terminat mâncarea? Da. Ai fost cel mai rapid. Nicolas, e bun? Bebe? Ești murdar pe puțuc. Mami a mâncat înghețată. Aici în Spania nu se cere certificat verde, că poți stai să mănânci la fast food și la restaurante. Nu se cere pentru nimic, nici nu există. Deci nu vă vine să credeți ce magazin s-a deschis acum pe 8 octombrie. Asta am Pepco în Spania. De obicei Pepco este în estul Europei. Și nu-mi vine să cred, e unul din magazinele mele preferate, mai ales pentru hăinuțe de copii. Îmi plac super mult, deja am văzut, ia uitați, cu Paw Patrol. Sunt super fericită. This is dinosaur. This is dinosaur. This is dinosaur center. Ce haine frumoase, deja mi-era așa dor. Ce mai au fost? Trebuie să vedem unde sunt raioanele. Cămașa asta cu Mickey, frumos. Wow! Uitați, 2,50 €. Și astea cu Mickey. Mă duc să văd ce au și după aia vin să vă arăt și vouă. Nu știu dacă mai pot îmbrăca pe Bebe de la raionul de copii mici. Plăgeau pantalonii ăștia cu Paw Patrol și au și prețurile. Lei, ron 21 de ron și în euro 5. De obicei eu mulțesc euro cu 5, ar fi 5 ori 5, 25 de lei, dar văd că în România e 21 de lei. Să vedem dacă e mai bine, dacă nu trecem la raionul de copii mai mari. Eu în general țin cont dacă sunt haine de fete sau de băieți, clar am 3 băieți și trimit numai haine de băieți, dar nu tot timpul. De exemplu, lui Bebe am luat un tricou cu unicorn pentru că îi plac unicornii și de ce nu? Și văd acești egări cu câini, care cred că i-ar plăcea super mult lui Nicolae să doarmă în ei. Ei sunt de fete, dar pe mine nu mă deranjează. Sunt gri, nu sunt roz. Sunt super.
Să vedem dacă îi plac. Vrei cu căței? Da. Da, uite ăștia. Asta și ăsta. Ăsta îi vrei? Să dormi în ei? Da. Îți plac? Da. Căței, căței, căței. Uite și așa. Am putea să luăm în casă să stăm așa. Uite încă unul. Cool. Eu vreau. Și vrei de toate? Da. Ok. Câteva decorațiuni de Halloween. Am terminat cumpărăturile și acum la casă. Se vede că îmi place Pepco, nu? Am cumpărat două sacoșe pline. Am luat și niște jocuri, un puzzle cu super zinț. Dacă e, poate vă arăt mai încolo. Super! Le las la mașină și mă întorc înapoi în mall. Dileme, dileme. Ce mașini Hot Wheels să cumpărăm? Ia uite, asta e țestoasă. Eu știu. Crezi că îi place lui Bebelino? Nu. Nu-i place? Nu vrea. Da, bebe. Nu vrea. Și nici Bebelino? Nu. Asta dulcește noaptea? Bebe, ai văzut țestoasa asta? Cu târtul. Nu! A, uite, și țestoasele Ninja. Hai ne gândim dacă aici e 1,95 și la Teddy e 1 euro. Și nu vor să înțeleagă că poți să-și ia două de acolo. Nu vreau, vreau asta. Tu vrei acum, nu mai ai răbdare. Uite și asta ce faină e. Asta urie? Da. Apasă! Ce dăm? Ui! Cântă? E simpatic. Are și mai mici. Uite și are și fetici. Dar astea nu fac nimic. Ne uitam la imprimante, că vreau să luăm una. Cea care aveam, am trimis-o în România, trebuie reparată, nu știu ce are. Și Iulian a văzut una roz. Adum! Și? Îți place? Da, dai seama! Îmi place și aia turcoase acolo. Uite aici cutii, pune-ți una în coș. Parcă am 2 ani, dar mie îmi place roșu mult. Iată niște gogoși ambalate, cum căutam eu atunci pentru provocarea cu Back to School. Dar nu găsisem, care se semene cu caietelul. Japoneze, n-am mai văzut până acum. Au cu ciocolată și cu ciocolată albă. Ne-am plimbat și iar ne-am oprit să mâncăm. De data asta ceva nou. N-am mai fost la fast food. Crezi că e bună salata? Tot cu ringuri de lemn. Avem tot felul de farfurioare. Dar până am adus eu comenzile, ei au și mâncat. Astea cu brânză, cu pui. Și mai așteptăm niște sandwich. Pantone. Look at that! Șarpe, boluri, cu schelet, dublecei, luminițe cu păiențe. Îmi place perna asta. Lumânăr. Din astea gonflabile. Asta e din polistiren. Să vedem paie cu schelet, lampadar, paie de hârtie. E pai. Și luminițe, uite ce fel de luminițe. Lilie și ăștia-mi plac. Ți-am luat special ceva. Pentru? Cine? Știi ce sunt astea? Ce sunt? Pinky Beans? Sunt din alea de... Nu, da, acolo. Sunt bomboane, dar unele spunele, unele poate să aibă gust de muci, de bucegai. Nu vreau de asta. Am luat să facem provocare, am văzut la multă lume. Vrei? Ai tu pe eu? Nu. M-am mai uitat eu, dar nu găsisem. Și acum că am găsit? Nu vrea nimeni, dați like dacă vreți să facem. Sunt nu. N-am tu pe eu. Ce, mami? Și mi-am luat calendar pentru 2022. Anul trecut nu apucasem să-mi iau, până la urmă am găsit, dar rămăsesem fără. Am descoperit că bomboanele alea nu
sunt chiar așa nașpa, sunt dulci și iuți, oricum, dar nu cu gusturi din alea horror. Și am găsit aici la magazin musulum și noi. Îmi plac hotelile astea. Asta cu Mike Myers, Michael Myers, da. Filmul ăla de groază, vine 13. Da, dar mie nu-mi place. Mie-mi plac astea, da, uite, fantomițe, roz, leu, mosulet. Halloween și vine 13.